Un preot de la țară, mergând cu treburi spre satul vecin, a văzut o femeie din parohia sa spălându-și rufele în râu și, apropiindu-se, a întrebat-o. Duminică la slujbă am văzut că nu m-au ascultat toți cu atenție. Poate am vorbit lucruri prea savante și mă gândesc duminica asta să vorbesc mai pe înțelesul oamenilor. Spune-mi, dumneata, ce ai înțeles din ce am spus eu la predică? Părinte, i-a răspuns cu smerenie femeia, eu n-am multă carte, dar aș vrea să vă întreb și eu ceva. Vedeți pânzele ce le spăl eu acum? Apa trece prin ele și le curăță. Credeți că au ele habar de cum le-a curățat apa? Și cu toate astea devin albe și frumoase. Nu înțeleg eu în biserică tot cuvântul Sfinției tale, dar simt în suflet căldura Sfântului Duh care mă curățește de păcate, așa cum apa aceasta curăță pânzele mele. Tare mulțumit a plecat preotul, văzând un om care nu e doar cu gândul la cele sfinte, ci și cu sufletul.